proful online. Da? Vă recunoașteți foarte repede cei care mă văd pe internet. Dacă tastați pe Google Prof Online, când dată intrați în pagina mea, pagina mea înseamnă, de fapt, o pagină împărțită în două. În prima parte, în partea stângă, cum priviți, veți descoperi două mari capitole, agricultură online și matematică online. Eu sunt profesor de matematică. Iar pe partea dreaptă, reacția presă. La televiziune și tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. E bine, domnilor, dragilor, linia a venit, cum vă spuneam, și am bucuria să vă prezint acest model de stuc pe care l-am inventat și care este urmarea unei perioade de studiu, de cercetare de peste 30 de ani de apicultură. Eu am făcut o studiune de 200 de familii, cei pe care au văzut pe internet, au și văzut lucrurile acestea. Și iată la ce concluzia am ajuns. Mă sigur, sunt interpretate să fie apicultori foarte versați, oameni care au în spate ani buni de apicultură, au atâta experiență, mă sigur sunt mai buni decât mine, dar vă prezint și eu cu așa cu emoție să spunem rezultatele la care am ajuns. Dragilor, stucul se compune din trei componente. Prima componentă este aceasta a cuturului. Ne-am plămânit un cut multifuncțional. De ce multifuncțional? El are multe atribuții, mai multe atribuții. Una dintre ele este același de fruta antivaroa. Din dată ce se întâmplă să pice pe plasă, s-au desprins femele de varoa și au găsut. Sunt femele de varoa și nu sunt multe se trebuie în dată să vă explic pe cedeul de mulțime aceste mizerabile porci. Deci s-au desprins. Că am intervenit noi cu un tratament, dar ele cad pe principiu să nu te fugă. Și atunci noi putem vedea exact modelul de testare, pe dată ce punem o coală de hârtie în funcție, pentru că am posibilitatea foarte rapidă să desfac. Vedeți? Cerdarul acesta curisează foarte bine și atunci eu pot să desfac. Deci, o primă variantă este să testez care e nivelul de testare cu varoa. O altă funcționalitate este aceea de a pune aici o bulgări de varză extins, adică doar știu de ce, să nu putem demonstra prin un microprimat care nu mai permite dezvoltarea cuietului varos. Varul stins absoarge și se întâmplă acolo până să stinge, poate treabă de ștea. Unde îl punem? Pe fund. Nu avem treabă să-l pun într-un colț. Când am mâncat cine de coar, dar cea mai interesantă funcționalitate la care am ajuns a fost aceea de colector de polen. Este extraordinară idee. Colectorul de polen, ce înseamnă asta? Dacă până acum puneam colectorul de polen la intrare, cu placa activă, toate chestia, la albina se îngrămădea acolo, știi? Ce palamut era? Plus, se întâmpla uneori să vină în ploaia. Ei bine, eu acum fac colectare de polen în felul următor. Acesta este colectorul de polen pe care îl fac pe ordiniș și voi poziționa mai înăuntru sau mai în afară funcție de cum îmi doresc față de peretele stucului, să las mai mult spațiu sau mai mic. Nu suport deci, în partea aia, în partea aia. Sigur. Nu suport în partea aia. În momentul în care Costin, albina greutate, pică pe rampa de zbor, intră aici, iar de albina ușoară, care a descărcat, merge pe deasupra. Fiți bine pe peretele stucului, iese repede ca să doare, ca să îți dă o pânză. O pânză albine greutate și altă pânză. Ei bine, eu dirigez asta, îi las numai un tub de albina se poate circula, iar albina toate cu polen care intră aici, intră ca pe asta, caută să iese, o bărbărește, polenul pică jos și eu pică în tavă și am aici polenul de cea mai bună calitate. Se și usucă foarte bine. Deci se și usucă foarte bine aici. Așadar, știți bine că polenul curut
că foarte repede îl încerzește dacă nu îl uscăm, dacă nu facem treaba aceea la un centimetru, ca și grosimii trecut pus la soare, să-ți facă bine pustă la aceea. De bine, eu am posibilitatea să-l și mă duc atunci când vreau eu. Și mi-l iau, vă dați seama, de calitate foarte bună. Deci, de aceea spun multifuncțional. La tot ce v-am vorbit, adaug și aceasta, că nu-i de aici de cod. Știți bine că o familie de albine are nevoie pe tipul activității ei de 25-30 de kilograme de polen într-un an, să spunem, de activitate apicol, asta se consumă intern. Ar lua 5-6 kilograme de polen prin metoda asta, nu generăm albina, deloc. De ce? Pentru că cât are nevoie mai mult de polen, nu mai ajungem în stadia acela de blocaj, știți bine apicultorii, blocaj datorită colegiului de polen, uneori îmi blochează cuibul. Dar acum ea va consuma, va curege din ce în ce mai mult, pentru că eu reglez de aici, reglez. Și un 10 kg de polen pe care îl pot colecta și eu aici, vă spun, fără să deranjez familia, înseamnă totuși un câștig plus. De ce să nu spunem? Nu vrem să muncim așa să pierdem vara. Vrem să muncim cum? Cu efort minim să obținem producții maxime și de calitate. Asta e toată ideea. Iar la ce spun în face acest serviciu? Asta în mare despre film. Eu voi mai vorbi în sala mare, sunt invitat la sfârșit și o să reau discuția. Dar din dragoste pentru dumneavoastră acum, pentru început, v-ați adunat așa și vreau să îl prezint. Fac și eu repetiții, hai să spun. Acesta este fundul. O primă parte, componenta a stucului. Acum, partea a doua înseamnă așa. Lada pe care o vedeți, da? Așa este lada. Și are câteva canale. Un canal mai larg și alte două mai mici. Îndată, am să vă povestesc ce rol au aceste de canale. Deci asta este construcția. Filmați-o cu toată dragostea, nu mă deranjează. Eu, cu cât dumneavoastră răspundiți, fac mai bine, mă ajutați. Așa. Dar știți un lucru. Lada asta, tot proiectul este înregistrat la USIM. Producerea pe scară largă se face organizat. Adică nu aveți voie, cei care îl construiți, să zicem că asumați chestia asta, nu aveți voie să vindeți. Corect este, dacă am ajuns la nivelul acela, nici nu aveți voie să le executați, că da, sunt de voie. Așa îl strugă în țară la ciocanta. Da, meseria sufură, aveți dreptate. Meseria. Invenția însă nu. Invenția însă nu. Invenția... Nu se fură, dar se modifică. Așa. Nu se fură, dar se mai modifică. Ai pune cineva un voci și o mai registrează de aici. Haideți să vă spun. Am avut așa de discuție. Domnule, dacă pun o ramă un pic mai așa, mai sucit un pic, nu pot să o zic și eu, am înregistrat-o și eu. Nu, pentru că în clipa în care se face la OSIM cercetarea, cercetarea durează vreo 2 ani, zice. La cercetare se studiază tot ce este în legătură cu lada asta și dacă există ceva, copii ceva care a mai fost publicat, n-ai niciodată. Așadar, dragilor, invenția constă în această minune. Asta este minunea, cu adevărat, grila aceasta, care rezolvă și stârnește, răstoarnă complet toată tehnologia de până acum. Până acum noi puneam ramele așa, una lângă alta, țineți minte, da? Da, da. Ei bine, rama clăditoare o puneam undeva la margine sau intram în cuib să zicem, cu o singură ramă. Ei bine, în clipa în care vroiam să ajung să scot rama clăditoare, trebuia să desfac familia respectivă, să trag rama aceea, de acolo. Să văd în ce măsură s-a ajuns la căpăcire, pentru că, dragilor, dacă nu lasă să căpășească trântorii, n-am făcut nimic cu varoa. Și acum, îmi permit să vă spun din cercetările mele și din tot ce am făcut, următoarea chestie. Femela de varoa, îndată
când s-a ajuns, strântor a ajuns în a noua zi, gata de căpăcit, de se destinde larva și vrea să intre în etapa de cocon, din nimf, știți bine că se țese în jurul ei, așa. În a noua zi când începe, femeia de baroa, cum ea încă stă așa cocărjită, pe lângă peretele celulei și în spațiu creat, își dă drumul în celulă. Acolo la fund mai este încă o mică cantitate de lăpușor de mac, de lăpușor amestecul, polen și lăpușor care se face. Ei bine, mănâncă de acolo și doar după 15 ore își înfinge mandibula, în ghilimele, în larvă și urmează un moment extraordinar. La 13 ore, la 15 ore, depune primul ou de mascul. Fiți atenți, de primul ou depune femeia de baroa e de mascul. Iar la fiecare 13 ore, de fiecare dată, depune câte un ou de femeie. 3-4 ouă. Ei bine, masculul eclozionează la două zile și îndată începe să perecheze. La 16-a zi de evoluția larvei, la 16-a zi, deja în perichete debutează, încât în clipa în care s-a dus la 20-a, 21-a zi, izbine la albină, așa, iar la trântor, la 24-a zi, când s-a ajuns atunci, și iese căpăcelul, femeia iese încă 2-3 fice perecheate. Perecheate, asta e fantastic. Și atunci, îndată, femeile acelea se repet pe alte celule de trântor, care sunt tocmai gata de pereche, de căpăcire. Și infestează, și încăr, dar la trântor ajung de femeile de fun în continuare acolo, mănâncă din larvă, de aceea prefer larvă, și ar descoperi, când ar fi încântarea puternică, câte 8, 10, 12 femeile este acolo. 8, 10, 12 femeile, mi s-a întâmplat chestia asta. Ei, dragilor, aceea este infestare puternică, foarte puternică. Și în clipa în care ai desfăcut, te-ai scuturat o hârtie albă, îți apar femeile acolo cu satisfacție. Ei, ce se întâmplă cu rama clăditoare? Odată prinsă rama clăditoare cu magazia din miere, ramă mare, marea majoritate au lucrat pe 10-12 rame, rama clăditoare prinsă de resuc. Din ce era capcană, rama clăditoare, devine acum loc de mucire la roa. Dacă ți-ai cruzerat un rând de mizerii de acelea, la seama câte femeile au explodat în momentul acela. Ei, într-o astfel de situații, mi-am spus, ce e de făcut? Cum mă descurc? Ceva trebuie să rezolv. Toți am descoperit că ramele pentru buchetele de celule de trâmbă sunt trebuie pe margine. Așa? Da. Pe marginea ramelor. Sunt pentru fiul grăbată și când am fost gata de față care m-a trecat-o. Primăvară, doar așa, suferim extraordinar de mult. O ramă care-i pus-o la crescut și o strică jumătate și le ieșe așa din trist. Doamne, ce se face? Acum trebuie să renunț la rama aceea. Dacă ai subinul mare, ai câteva sute de familie, nu mai poți să ajungi de fiecare dată. Așa cum ajungi la 7-8 familii, din proces de acolo și poți ajunge la timp. Au o scurtină mare, vorbește unul care a ajuns în stadiul acesta. Lucrurile sunt foarte complicate și atunci se întâmplă să am infestare puternică. Ce fac eu în condiția? Mi-am spus, ramele astea care stăteau așa, oare nu găsesc o idee încât să am o ramă care să fie marginea tuturor ramelor? Editoarea aceea s-o pot aranja așa fel că să fie marginea tuturor. Atunci ideea a fost, nu mai pun clăditoare așa în lucrul ăsta. Am să o pun undeva aici și am să torc ramele, pătrat fiind ăsta. Zis, dacă duc și întorc ramele de cum erau ele așa, întorc invers, trebuie să fie pătrat. Apicultorii știu. Da? Dar pe ce să stea ramele astea? Pe minunea asta. De ce asta? Pentru că spațiul dintre două rame, uitați din ce-i făcut, e neapă lateral. Da. Ei, ramele care stau în cuib acum, invers organizate, da? I-am dat drumul,
le-am întors ramele invers și ele care stau așa, între ele spațiu de 8-9 mm. De ce 8 mm? 8-9 mm? Ca să cupreze cele două straturi de albină, de pe o față și pe fața cealaltă, motivul ăsta. Dar spațiul acela este identic cu spațiul de grilă. Și atunci, cum stau ramele așa, fiecare spațiu dintre acelea coincide cu fanta de aici, încât manca, fără să fie stânjenită, ea trece din spațiu dintre două rame, își continuă drumul și ce credeți că găsește aici? Oferta cea mai grozavă. Cine este oferta cea mai grozavă? Este această ramă clăditoare. Pentru că rama clăditoare, dragilor, nu stă aici, păcat că n-am adus. N-aveți ramă? Eu am deci rama clăditoare stă aici. Este oferta cea mai generoasă. Vă dați seama ce minune se întâmplă când de data asta pui facurile în primăvară acum la da. Și nu-ți mai strică. De ce nu mai strică? Pentru că ea are de aici rama clăditoare. Pornește rama clăditoare îndată. Și când pornește asta? Când, de fapt, e eficientă aglomerație aici, ca să înceapă pregătirea pentru roire. E foarte bine acum, că roire tot ce cu creșterea masculilor. Asta e prima problemă. Ei, în momentul acela, totul este foarte perfect. Nici o ramă nu se mai strică. Vă spun că din experiență. Eu am un an de zile când am lucrat așa. Dar acum am procedat cu chestia asta, în primăvară când am început treaba așa, și n-am avut nicio ramă stricată. Din toate cele câteva studii care ne-am băgat, nicio ramă stricată, pentru că el și-a făcut treaba aici. Din primăvară așa de stii. Așa? Dar ei stau tot timpul așa. Da. Deci s-a terminat povestea. Din rame care stăteau așa, ne-am gândit cu asta, da. Hai să ne închipuim momentul iernat. Aici, în partea asta, iernăm două familii. Dragilor, pun această diafragmă și șase apicultori știu, o familie cu șase rame, este o familie la sovoc cui cu șase rame, bună. Bună. Stânga și dreapta, șase și șase, asta înseamnă un lucru de excepție. Vă spun eu tot așa din toată experiența mea, pentru că nu mai am probleme mari la organizarea cuibului. Apicultorii știu, nu știi să organizezi cuibul pentru iernat, să moare familia cu mierea lângă ea. De ce? S-au încercat tot fel de variante cu spargerea ramelor și să culiseze din cor. Nu merge treaba. Deci albina circulmasa pe verticală. Și trebuie să ai organizat cuibul după multe experiențe. De data asta, cele șase rame, aici, nu mai ridică o problemă de organizarea cuibului. Iar dacă nu ridică o problemă de organizarea cuibului, aici mi-ți formează cuibului. În partea asta. Bun, aici, de ce? De ce aici? Pentru că aici, e iarnă, eu nu mai am rama clăditoare. Din august, de la începutul lui iulie, rama clăditoare s-a terminat cu ea. În locul ramei clăditoare, aici vin cu o ramă pentru stimulare, pentru nu știu ce, nu știu cum, dar și văd atât de bine că pe iarnă vin cu o bună de turistele aici. Da? Deci, asta este colectorul de polen interior. Îl voi prezenta în sala mare când o să vină toată lumea și o să vă prezint încă o dată toată lumea. Ei, da, haideți să insist aici. Suntem în perioada de iernare, da? Două cuiburi, nu? Două am pus aici. Două cuiburi. Două cuiburi aici. Așa. Una este pe aici și una pe partea asta. De-aia este un motiv ăsta. Una pe partea asta și una pe partea aici. Dar ca să explodez cu poate de interesant, acum... Păi și înseamnă că trebuie două mâci, nu? Apoi. Sigur că doar două mâci. Luați întreaba, nu am nicio chestie. În momentul de față, pentru iernare, eu voi pune asta și închid, da? Că nu vreau să pierd căldura. Da. Deci așa este lucru că se închid. Ia. Și așa stai pus pe felul ăsta. Cele două rame, un polistirenul, un cealaltă diafragmă, tot cu două bociuri, unul care am înșat o clasă, o să vedeți pe explicând dată.
și o pună la primul ghidaj. Aici îmi rămâne doar spațiu pentru rama tăritoare. Iar acum, eu frate de polistiren, aici am 4 rame. Cele 4 rame înseamnă încă un nucleu. Deci, dragilor, așa asta e rama, rama tăritoare. I-am pus și o șmecherie de asta ca să o pot ridica. Ea se poate ridica foarte ușor. Ea stă oferta generoasă pentru pavilion, nu? Așa. Dar acum, în locul ei, am spus că dacă o dat de polistiren, mi-am propus să iernesc. Celalte 4 rame, un nucleu cu mișor de 4 rame, pe care l-am format în vara aceea, are cele 4 rame, însă 2 rame le are din 2 jumătăți. Deci, de ce? Cele 2 jumătăți de ramă le leg una de alta ca să fac o ramă întreagă. Da? Cât iernez aici? 2 jumătăți vor însemna pentru partea de sus 4. Când ne desfac. Da? Cele 2 jumătăți. Cele 2 jumătăți înseamnă o ramă întreagă aici. Cum am zis că fac 2 rame de aici, înseamnă că înseamnă 4 jumătăți care o fi în jur de pus în altă parte. Ei, dragilor, iată-mă în situația de a mă pregăti pentru iernat. Cele 3 familii, 3 în 1. Minim consum de miere. Am ajuns la 3-400 grame de miere pe lună. Deci atât consum. Din ce motiv? Căldura toată este perfectă, atât stânga cât și dreapta. Dar am zis 4-500 grame de miere la tot, cele 3. Deci este clar un lucru. Câte vreme albina nu are nevoie de căldură, pentru că are căldura certă. Coaja chemului foarte bună, pentru că sunt aici 2 semisfere, da? Și completată cu cealaltă. Și atunci albina destulând că s-a făcut o coajă din albina bătrână, de 4-5 straturi de albină. 4-5 straturi stau așa. Deci protecția este perfectă. Nu am nicio pierdere de căldură. Da? Atunci nu consumă miere. Știți bine, când ajunge sub 17 grade în ghem, atunci trebuie să consumi ca să creeze căldura. Eu, în condițiile acestea, pierdez foarte, foarte bine. Și acum, am ajuns la sfârșitul ianuarie, februarie și vreau să fac un pic de stimulare. Stimularea ce înseamnă? Eu scot polistirenul, deschid pentru asta fereastra Hahnemann, albina din nucleu va alerga aici, deschid și cele 2 fante, deschid și cele 2 fante de aici, pentru familia din stânga, familia din dreapta, am dus cu Hahnemann și toate 3 familiile vin și mănâncă din rama rama de rezervă. Am o ramă de rezervă eu. Nu, la stupim, mi-am găsit și ramă de rezervă cu miere. Am luat o ramă de cea fulg cu miere, cu sărătos, am încăpășitor și ea s-a apătrâns, căzura are suficientă, o înseamnă să ajunge la rama vină cu miere. O stimulează, practic, ajunge acolo și în felul ăsta consum și stimulez dezvoltarea familiei cu ce? Cu miere, calitatea cea mai bună. Aici eu bag rama. În locul ramei clăditoare, care a însemnat polistirenul în noiembrie și decembrie, inclusiv energia mare căldura, așa a determinat cuicul să se strângă foarte cu dafină, vine în jurul gății acele de polistiren. Iar când bag rama, am scos polistirenul și am băgat rama în miere, în momentul acela îmi trag și stânga și dreapta. Toate 3. Trăiesc pe toate 3. În loc să stau cu un stup, 3 stupi înfreșteați pe vatră, eu cu un singur stup stau. Dar ce se întâmplă? La sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie, ambele stei sunt puși cu vatră. Ambele sunt 6 și 6 cu vatră. Cea mai slăbuță dintre cele 2 mărci, pe care o schimb, are mai mult timp. Pe marca aceea o
o să o iau cu două rame. Da? Și o să o duc aici, în nucleul de aici. Iar cele două rame care erau din rame de jumătate, le voi urca la nivel. Imediat o să vă arăt. Atunci ce fac? Scot pe asta. Nu, că am de-am unificat. Se întreba, dar nu se mai vine într-un loc și se rămâne și-o amestecat. Prin sită pe aici, pe dedesubt, au venit la mâncare și toată perioada asta. Se rămâne celor două mărci. Deci, nu, singură familie. Toată perioada asta, doar că ele sunt izolate și n-au șansă să până în dreapta să fie. Da? Deci sunt perfecte izolate. Și atunci, în clipa în care, la începutul lui april, asta, geme de albină, eu îmi dau seama de densitatea albinei de unde? De aici, la rama, unde vin și mănâncă. Ce fac? Mi-am luat-o pe asta, care am hrănit, bat clăditoarea, am scos pe la două, le-am pus aici, pe la alte două, de voi urca sus și tot timpul stau cu folie deasupra. Păcat, nu am o folie să vă arăt. Folia, rama cum îl vine până aici, așa, rama vine așa. Folia se îmbracă foarte bine așa, aici coboară și îmi face un luluc mare. Știi, se fac în perioada asta, rehărnesc. Am hrănitorul deasupra. Pun sirop pe folie și sparg cu un bac în câteva puncte. Și atunci siropul se trage foarte ușor, micul raborul, foarte puțin și îmi hrănesc un hrănitor cel mai natural cu putință. Asta este o chestie, iarăși, foarte importantă. Sau, dacă vreau, bag aici hrănitorul și cu ramele și cu cele două lațuri lângă ele, încât hrănitorul devine și ramă clăditoare. Da? Și pot să hrănesc cele trei familii, pentru 200 pe aici și la dragul. Dragilor, hai să mă întorc, să mă duc acum la etapa în care vreau să desfac tot din asta. Adică, îi pun capul. Folia o am aici deasupra, da? Știți, acum e momentul. În clipa în care desfac și pun folia, numai două, trei rame deschide, atât. Nu deschideți în totalitate, ați răci cuibul pe loc. Este șoc pentru familie. Care doresc să meargă în sală la conferință, în sala alăturată. În momentul în care jumătatea, trei rame am pus, ramele cu carte,